Vă salut pe toți, dragi prieteni! Eu sunt Cristian și în videoclipul de astăzi vreau să vă arăt cum au evoluat altoirile la lămâi. Am mai multe exemplare în ani diferiți și vreau să vă arăt cum evoluează după ce aceștia sunt altoiți. Haideți să trecem și să vedem evoluția acestora. Am să încep cu primul și cel mai mic. Acesta este altoit în primăvară, deci are aproximativ 4 luni, acum fiind toamnă, suntem în octombrie. După cum vedeți, a format frunzulițe, i-am lăsat încă manșonul aici de prindere, îl mai las până se dezvoltă un pic mai bine și după aceea am să-l scot. Da? Deci acesta este... Un mandarin este altoit pe port altoi de lămâi. Aici avem un cumcumat care este altoit tot pe port altoi de lămâi. Este anul 2. Vedeți ce viguroasă este deja tulpina în anul 2. Aici este punctul de altoi. Aproape că nici nu se mai vede, da? El s-a dezvoltat foarte bine. Are 4 ramuri, după cum vedeți. Foarte viguros, culoare foarte frumoasă și sper ca la anul să înceapă să facă și primele flori și fructe, bineînțeles. Iar aici, acesta este un lămâi, altoit pe lămâi, anul 3, să fac un cadru mai larg ca să se vadă. Și sper ca în primăvară și acesta să intre în pe rod, să aibă primele flori și primele fructe. Tulpina este foarte viguroasă, anul 3, v-am spus. Aici undeva este punctul de altoi, nici nu se mai cunoaște. Tulpina fiind foarte groasă, vedeți aproape cât degetul. Se știe că lămâii altoiți sunt mult mai rezistenți și la boli cât și la dăunători și au o viață mult mai lungă. Metoda de altoire o găsiți într-un alt videoclip de pe canalul meu. Sper să o folosiți și să aveți rezultate extraordinare. Sfatul meu este să folosiți port altoi de lămâi pentru că aceștia sunt cei mai rezistenți pentru clima de la noi din țară. Acestea fiind spuse, nu uitați, dacă vă plac videoclipurile mele, să vă abonați la canalul meu de YouTube, să-mi lăsați un comentariu în rubrica de comentarii și să distribuiți videoclipurile mele. Vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată. La revedere!